tiene una periodista rumana haciéndole una interrogante al presidente de su país. Señor presidente, tengo entendido de que ustedes quieren importar muchos productos de Rumania. ¿Qué es lo que puede el Perú exportar a Rumania? Si bien he comprendido, ¿qué potenciales tiene el Perú para exportar a Rumanía? Sí. Bueno, tenemos muchos potenciales, somos economías complementarias. El Perú hoy día tiene un potencial en lo que es los commodities. Somos un país con una gran producción minera. Tenemos la agroexportación que está llegando al mercado europeo. El año pasado hemos superado los 6 mil millones de dólares en exportaciones a la Unión Europea. Es uno de los principales socios económicos comerciales de Perú. Además, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar conjuntamente en áreas en las cuales vamos avanzando junto con Rumanía, como es el tema de la construcción de embarcaciones navales, entre otras cosas. Avemos economie complementară cu cea din România și de asemenea în prezent avem Peru are un potențial pentru sectorul de commodities, de asemenea pentru sectorul minier. Anul trecut am avut o sumă foarte mare de exporturi în zona euro, care este principalul nostru partener. De asemenea, dorim să conlucrăm în mai multe zone, în mai multe domenii, inclusiv pentru construcția de nave. Siguiente pregunta, por favor. Următoarea întrebare. Presidente, buenas tardes. Cecilia Rosales, del Diario Comercio. Yo quería preguntarle a propósito, ambos presidentes han participado este fin de semana en la cumbre CELAC Unión Europea en Santiago de Chile, y quería preguntarle cómo debemos tomar los ciudadanos de ambos países el hecho que la presidencia de la CELAC la haya asumido un país donde no se respetan derechos fundamentales, no se respetan derechos humanos, no hay elecciones libres, justamente por el hecho de que tanto el Perú como la Unión Europea en reiteradas ocasiones señalan su profundo respeto por estos derechos fundamentales. ¿Cómo debemos sentirnos o debemos preocuparnos los ciudadanos de ambos países por este hecho? Gracias. În urma summitului de la CELAC, UE, am dorit să aflăm poziția dumneavoastră în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și situația în acest domeniu. Cum? For you or for me? Okay. Okay. Bueno, primero, yo creo que cuando hacemos una pregunta, hay una parte de la pregunta es que cómo debemos tomar los miembros de CELAC por la presidencia que recae en este caso en la República Hermana de Cuba. La segunda parte de su discurso, asumo que esa será la posición del comercio, pero no compartimos, yo no comparto esa posición. Creo que es importante la consolidación del CELAC y nosotros tenemos una posición que la compartimos en UNASUR, la compartimos en todo el bloque latinoamericano de no exclusión de Cuba. La posición histórica de América Latina es más bien en contra del bloqueo a Cuba. Por lo tanto, creemos que tiene todas los derechos de asumir esa presidencia al margen de las opiniones del comercio. Consider că este important să se consolideze atât CELAC, cât și alte grupuri din America Latina, cum ar fi UNASUR, și nu cred că trebuie să excludem Cuba. Asta este poziția noastră și ne-o menținem. Siguiente pregunta, por favor. Următoarea. Dacă îmi permiteți o completare pentru informarea dumneavoastră, România n-a întrerupt niciodată relațiile diplomatice cu Cuba și acum avem ambasador la Havana și vom continua să avem. Quiero añadir aquí algo.
el hecho de que Rumania nunca ha interrumpido las relaciones con Cuba y ahora tenemos una embajada en La Habana. Siguiente pregunta, por favor. Următoarea întrebare. Bună ziua, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, Anca Simina sunt de la Gândul. Aș vrea să vă adresez o întrebare fiecăruia. Domnule președinte Humala, președintele Traian Băsescu a vorbit într-un interviu din presa peruană aseară pentru televiziunea publică. A spus că există disponibilitatea de a colabora pe linie militară. Aveți discuții în țara dumneavoastră despre cumpărarea de nave militare din România? Señor presidente, tengo entendido de una entrevista de ayer que dio el señor Traian Băsescu que existe voluntad para una cooperación militar. ¿Qué exactamente tienen en plan? Tenemos que primero entender de que Rumanía ha avanzado mucho en el tema de tecnologías de defensa y obviamente es un tema en el cual el Perú está interesado. Hemos suscrito como país una serie, un conjunto de acuerdos de cooperación en defensa con distintos países del mundo y creemos que sería importante celebrarlo también con Rumanía. România a progresat mult în ceea ce privește tehnologia de apărare și este o temă care în prezent este de interes pentru Peru. Noi avem cooperare de acest nivel cu mai multe țări și dorim de asemenea și cu România. Da. Ce era de spus, am spus public. România producând nave pentru Olanda, deja s-a făcut o primă discuția unei misiuni care a fost în Peru în 2012 și discuțiile continuă pentru o cooperare și în această direcție. Lo que se ha dicho público ya está. Rumania produce naves para Holandia y el año pasado hubo una primera misión que se encargó de esto y siguen las negociaciones para una cooperación militar. Siguiente pregunta. Următoarea întrebare. Buenas tardes, presidente. Gustavo Malma, de TV Perú. Para ambos mandatarios, hace apenas dos días ha concluido la reunión CELAC-UE. Ambos mandatarios han participado en esta importante cita. ¿Cuál es el balance para la integración regional que convocó en esta oportunidad la presencia de los mandatarios de Europa y de América Latina y el Caribe, y cuáles son las expectativas a futuro en el camino hacia la consolidación de esta integración? En urma cu câteva zile s-a încheiat summitul CELAC-UE, la care dumneavoastră împreună cu domnul președinte ați participat. Care sunt câștigurile de pe urma acestei integrări regionale și care sunt așteptările de la ea? Start. În primul rând, summitul care s-a încheiat la Santiago ieri a reconfirmat dorința statelor Uniunii Europene și a statelor CELAC de a colabora din punct de vedere economic. Și aici trebuie să vă spun doar câteva lucruri, fără a intra într-un expozeu foarte lung. În ultimii 10 ani, statele Uniunii Europene au investit în America Latină 385 de miliarde de euro. Mai mult decât în Federația Rusă, China și India la un loc. Deci, din punct de vedere investițional, cele două continente colaborează foarte bine în interesul ambelor continente și organizații.
Imaginați-vă America Latină fără cele 385 de miliarde de euro investiți în ultimii 10 ani. Ar fi fost probabil la un nivel tehnologic mai scăzut, chiar dacă aceste 385 de miliarde s-au investit preponderent în Brazilia, Argentina și Mexic, neglijându-se investițiile în celelalte țări. Pe de altă parte, 13,5% din comerțul statelor din America Latină este cu Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă extrem de mult. Iar 6,5% din comerțul Uniunii Europene este cu statele din America Latină, ceea ce de asemenea înseamnă foarte mult. Dar am să vă spun un lucru care de fapt este miezul acestui summit. Și miezul acestui summit este că Uniunea Europeană și statele CELAC generează o treime din produsul intern brut al lumii. Și împreună sunt o populație de circa un miliard. Într-un parteneriat Uniunea Europeană, CELAC, putem să fim împreună pe puntea de comandă a procesului de globalizare. Fiecare în parte s-ar putea să avem probleme să fim acolo. Primero quiero decir que se confirmó el deseo de los estados de la Unión Europea y los estados de CELAC de colaborar en el área económico. Aquí tengo que decir algunas cosas sin alargarme demasiado. En los últimos 10 años, los estados de la Unión Europea invirtieron 385 mil millones de euros, lo que significa más que las inversiones en la Federación Rusa, China e India juntos. Además, hay inversiones entre América Latina y Caribe y la Unión Europea, y está el interés de ambas regiones de seguir colaborando. Imagínense una América Latina sin esa cantidad de dinero que se ha investido. Hubiera sido quizás un nivel económico más bajo, aunque se ha invertido más en algunos países como Brasil, Argentina y México. Además, el 13,5% del comercio de América Latina se hace con la Unión Europea, lo que significa muchísimo. Al mismo tiempo, el 6,5% del comercio de la UE se hace con estados de América Latina, lo que también es mucho. Y les voy a decir lo que es la esencia de la cumbre de CELAC y la UE. Los estados de la Unión Europea y los de CELAC generan un tercio del PIB global y juntos abarcan 1.000 millones de habitantes. En una asociación entre la UE y CELAC podemos estar juntos en este mando de la globalización. Sencillamente, corroborando las palabras del presidente de Rumanía, señalar que la cumbre CELAC-Unión Europea es una plataforma de oportunidades en ambas vías, en ambas direcciones. Hoy día, si bien es cierto, la Unión Europea está pasando por algunos problemas de carácter económico-financiero, y América Latina está en una posición de consolidación de su economía, también tenemos que reconocer
que aún con todos esos problemas